ultima chestiune, Horea Georgescu, mai sunt câteva săptămâni, zile, de fapt, până la debutul oficial al campaniei electorale. Aici, Agenția Națională de Integritate are un rol important, pentru că miile, sutele de candidați la locale vor trebui să-și... Zecile de mii. Sau zecile de mii. Cât sunt, apropo? Aveți experiența alegerilor. Peste 40.000 de candidați la alegerile locale. Ce pot să vă spun este trebuie că... Trebuie să-și depună declarațiile de avere unde? Și de interese, și de interese. La birourile electorale locale, care la rândul lor le transmit Agenției Naționale de Integritate. Așa, iar noi, opinia publică, ziariști, cetățeni simpli, dacă vrem să știm ce scrie un candidat sau altul în declarația de avere respectiv de interese, putem afla asta? Da. Ce pot să vă spun este că Agenția Națională de Integritate va dezvolta o secțiune pe portalul nostru Alegeri 2012, în care declarațiile de avere primite la ANI vor fi procesate în termen de 48 de ore, în așa fel încât toată lumea să poată accesa aceste documente într-un format prietenos, pe zone geografice, pe funcția pe care candidează respectivul ales, să, în așa fel încât transparența din punctul nostru de vedere să fie asigurată, și săptămâna viitoare vom începe o campanie de conștientizare privind modalitatea de transmitere a declarațiilor de avere, modalitatea de întocmire a acestora și, nu în ultimul rând, atribuțiile pe care le au inclusiv autoritățile electorale în acest proces. Cât timp au la dispoziție candidații, domnule Georgescu, să-și depună aceste declarații de avere și de interese? Odată cu depunerea candidaturii în mod oficial, în acel moment, declarația de avere și de interese trebuie transmisă. Către ANI? Nu. De către biroul electoral respectiv către ANI. Aici va trebui ca și birourile electorale să le transmită foarte rapid spre ANI, ca noi să le putem procesa în timp real. Și dacă nu o fac, dacă acești candidați nu își depun declarațiile de avere și de interese, ce riscă ei? Că tot vorbeați înainte de scăpări în lege. Da, aici riscă o sancțiune contravențională pe care o vom aplica fără diferențiere în quantum maxim de 2000 de lei și verificarea din oficiu a averii. 2000 de lei amendă? Da, este un mizilic pentru un candidat care vrea să-și ascunde o avere de 10 de mii, sute de mii de euro, da, obținuți nu tocmai cinstit, riscă și, plătește din riscă și verificarea din oficiu a averii, pe lângă sancțiunea contravențională. A, astea merg la pachet. Merg la pachet. Și în aceste situații vom acționa concret. În plus de asta, eu cred că cetățenii cu siguranță vor sancționa printr-un vot negativ o persoană care nu-și depune declarația de avere și de interese. Sunteți convins? Sper.